Vedeam Războiul Neascultător, filmul, eram încă foarte tânăr, eram adolescent, filmul era extrem de sentimental. M-a impresionat chiar de observam ce era în sală. Atunci, pentru prima dată, am auzit de el, de Gopo, care a făcut acest film. Mai pe urmă, am găsit niște reviste Pițigoi, dacă bine mi-aduc aminte. El era un mare desenator și, într-adevăr, acolo puteai să-ți dai seama, pentru că era un gen de foileton, nu știu cum să-i spun. Mereu veneau alte desene. Billy Boy era mereu îndrăgostit de același tip de domnișoară, care o mică parte era partea de sus și restul erau picioarele. Mă rog, cu asta se recomanda toată treaba. Într-o împrejurare, nu intru în amănunte, am ajuns să dau un examen, dar nu pentru el, ci la fratele dânsului, la Alecu Popescu, pentru filmările combinate. Am fost chemat în București, am venit destul de împăturit, să spun așa, pentru că nu știam nimic, nu fusesem în București până atunci, nu știam mare lucru, din capătul ăla înalt al țării, din Arad. Ghinion, sau noroc, nu știu cum să-i spun, sediu filmărilor combinate era în reparație. Și atunci Alecu a propus, zice, ca să poți să-ți faci în continuare treaba, te duc la fratele meu, care la studioul de desene animate. Așa am cunoscut pe Gopo, nu l-am cunoscut practic atunci, pentru că nu interesa o persoană care nu era în legătură cu el. Rodica Dimiu, Chizan, o serie întreagă de oameni deosebiți. Ce să vă spun, operator la vremea era Hubert Ramacher din Renania, a venit, Dumnezeule, cum a ajuns acolo. El a fost primul care i-a făcut. Și o serie întreagă de oameni din diplomație, toți căutau să ajungă într-o lume mirifică pentru toată lumea a cinematografiei. Fiecare se simțea extraordinar. Așa am început și noi. L-am cunoscut pe Bade Artin, adus de Aslan, de Mati, care era și el prezent în echipele de lucru. Deci putem vorbi de oameni mari, deosebiți și de foarte mari talente. Mai departe, ca să spun așa, pe scurt, nu-i mai citez, era o serie întreagă de băieți mai tineri și așa cu timpul am cunoscut-o pe domnișoara atunci, Pieret Atanasiu, atunci se chema altfel, o chema Lupu, era așa, era o frumusețe răpitoare de 18 ani, vă dați seama ce, și nu era singura care popula zona aia de anima, de desene animate, ca așa se chemau pe vremea, serviciu de desene animate. Prins în vârtejul ăsta, am ratat pentru ceea ce fusesem adus de la Arad. M-am dus cu curaj, într-un fel, să-l cunosc pe Gopo, în biroul lui. Era destul de distant, așa, pentru că nu știa cu cine avea de-a face, și m-a pus în temă. Dom'le, zice, o să dai o probă la mine, dar dacă nu reușești, pleci înapoi la Arad. Eu încerc. Asta a fost marea zi. Cu toate că poate că nu a fost cea mai bună alegere sau cine știe, n-am încercat-o, de ajuns că am ajuns sub mâna lui. Vreau să vă spun, în perioada aia, desenul animat era atelier. Era extraordinar. Pentru prim, lucru ciudat, oamenii mergeau la masă, la cantină și veneau înapoi să lucreze. Un lucru rar. După program, se vedeau filme. Era lumea pregătită pentru o
cum să spun, o desfășurare mai mare care avea să vină cu timpul când s-a trecut într-o fază mai mare, s-au înființat secții, atunci încă era toată lumea. Lucra într-un fel, toată lumea desena, foloseau creionul și calcul. Microfonul ăla. Așa. Deci, asta a fost prima parte, așa am ajuns eu, pardon, scuzați-mă. Așa am ajuns eu. Vreau să spun că maestru mai aproape. Mi-a iubit. Și aproape, sunt convins că până în ultima clipă a avut ceva pentru noi care am fost lângă el în toată perioada asta. Inclusiv eu care am lipsit o bună vreme, dar gândiți-vă că l-a șocat prezența mea când am venit din nou să dau examen. O luam de la capăt, din nou. Hai să vedem ce se întâmplă. Și așa am ajuns să lucrez la multe filme frumoase, cu grafică, că Hizan, decoratorul lui, special pentru că decorul la el era un lucru aproape selenar, nu interesa, omulețul ăla se învârtea undeva în deșert. Încetul cu încetul am introdus ceea ce puteam eu să-i ofer, culoarea. Și în felul ăsta vreau să spun că sper că toată prezența asta minima a mea cât am putut să fac pentru filmele care, din păcate, noi nu le prea vedem, nu știu de ce nu mai există, m-au mulțumit sufletul și am plecat la pensie fericit că totuși a avut un rost să vină în București. Cu toate că mama m-a speriat și mi-a zis, bagă de seamă că e o lume periculoasă. N-a fost. Am avut cei mai buni colegi. Crâșmărel, care era un dulce și care a creat personajul. El este pur și simplu omulețul. Omulețul, dacă este să trăiască, trăiește cum l-a creat Crâșmărel. Bade Artin la fel. Nu vă mai sunt toți. I-am iubit și am plecat fericit că am trecut prin această școală. Vă mulțumesc!